Hei, salut, bine v-am găsit, ca de obicei, miercuri Pro TV, din curte de la Pro TV, ca să nu credeți că mă plimb de nebun pe stradă, deși este o vreme superbă, după cum vedeți. Astăzi vreau să vă propun să discutăm despre impactul părinților asupra cuplului, mai ales asupra tinerilor, pentru că noi așa, știți cum sunt vorbele alea cu soacra, poamă, acră și cu toate porcăriile astea, culmea despre socru nu se zice nimic. În fine, e de bine. Ideea era așa, în momentul în care două persoane se cuplează, în momentul în care intră într-o relație și ajung să-și cunoască părinții, este foarte important ca ambele seturi de părinți să fie de acord cu relația. Este extrem de important acest aspect, pentru că altfel vor apărea tot felul de probleme. Ambii părinți, ambele seturi de părinți să fie de acord cu relația. Țineți minte chestia asta. Pentru că dacă unii nu vor fi de acord și alții vor fi de acord, sigur că da, va fi o complicăciune. La nuntă o să-i puneți la capete diferite de masă. Fiecare o să înceapă să comenteze că de ce i-ai dat atenție mai multă celuilalt. Și așa mai departe. Apar tot felul de căcaturi inutile și tot felul de reproșuri care se vor face fix asupra voastră și toate lucrurile astea o să vi se spargă vouă în cap. Drept urmare, am putea spune că în momentul în care doi oameni se cuplează și evident poate decid să se căsătorească, nu se căsătoresc doar ei doi, ci familiile. Aici implică toate neamurile. Da? Deci dacă nu încercați să faceți armonie între neamuri și să puneți pace acolo între ei, va fi jale. Jale mare, mare, mare de tot. Așa că țineți cont de chestia asta și mai mult decât atât, după aia gândiți-vă ce impact au părinții asupra voastră, cât de mult le dați acces asupra vieții voastre de cuplu, pentru că și aici pot apărea o grămadă de probleme. Nimeni nu-și dorește ca un părinte, da? Fie că sunt părinții lui, fie că sunt părinții ei, să zicem, să mișune prin casă la orice oră din zi și din noapte sau să intre în casa lor după bună plac. Știi? Poate că un bărbat vrea să se plimbe, vorba aia, în toată splendoarea lui și în toată golicina lui prin casă și na, să dea peste soacră cu ochii borcan nu prea sună bine. Așa că trebuie să aveți grijă cum setați anumite reguli și limite și să le faceți voi, nu să jucați după limitele impuse și stabilite de părinți, pentru că atunci părinții vă vor trăi viața, ei vor decide cu ce să vă îmbrăcați, unde să ieșiți, unde să mergeți în vacanță, eventual doar cu ei, de ce să cheltuiți banii, când să faceți copii, cum să-i creșteți și așa mai departe și practic veți deveni sclavilor. Deci nu le dați voie să facă chestia asta. În momentul în care voi stabiliți că sunteți într-o relație și în momentul în care decideți să vă căsătoriți, părinții trebuie să înțeleagă faptul că din acel moment voi formați o familie de sine stătătoare, ei făcând parte din familia extinsă. Și atunci ei ar trebui să înțeleagă faptul că nu mai sunteți copii, că aveți tot dreptul să vă trăiți viața așa cum vă doriți și să stea departe. Dar pentru asta trebuie să deschideți gura și să le comunicați lucrurile astea foarte, foarte, foarte clar. Altfel, sunt probleme. Și sigur că noi provenim dintr-o societate și dintr-o cultură de asta colectivistă, să spunem, și aici sunt foarte mulți oameni dependenți de părinți, și femei și bărbați, și e mai greu să te înțelegi cu neamurile, de-aia influența neamurilor este atât de mare, pentru că noi așa, noi de mici creștem cu aceste fire atârnate și legate de noi, da? Suntem exact ca niște păpuși de alea de la teatru. Și ne este foarte greu să ne rupem de familie, pentru că noi așa, mamele sunt educate să fie împlinite prin copii. Ori chestia asta este o mare tâmpenie și o să vorbim despre ea, pentru că este extrem de toxică și duce la creșterea unor copii dependenți de mamă, nu-i așa? Tu mi oferi mie sens în viață, drept urmare, eu nu o să îmi doresc niciodată să-ți dau drumul de lângă mine. Atenție la această nuanță. Deci, iată, sunt niște lucruri extrem de complicate și extrem de complexe și ar fi bine ca momentul în care stabiliți voi tinerii sau și dacă sunteți mai trecuți, să zicem, de prima tinerețe și sunteți cam de vârsta mea, așa, 42-43, pentru că și la vârsta asta te mai poți căsători, cred. Încercați să puneți foarte bine, să impuneți reguli și să fie regulile voastre. Altfel,
părinții vor intra peste voi fără niciun fel de problemă, pentru că nu e așa. Mulți părinți chiar au senzația că deși copiii lor au 50 de ani, sunt niște mucoși care nu sunt în stare să se descurce. Asta ține iar de stilul românesc de parenting și o să mai vorbim despre asta. Așa că grijă mare la regulile pe care le stabiliți în cuplu și mai ales în familie, și grijă mare la cum vă prezentați în fața neamurilor, astfel încât să puteți să stabiliți o armonie, pentru că altfel, dacă va fi război, fie veți fi nevoiți să tăiați legăturile cu ambele familii, fie veți fi nevoiți să mediați acest război și nu va fi deloc simplu. Pa!